Te știu de când erai un... Da, trebuie să-i când aveam un an, m-a dus mama în brață și m-am împărtășit în biserica din Vale. Eu sunt 55 de ani. Semnează acolo că trebuie să fii aici, nu și duhovnicesc. Dacă nu semnezi aici, înseamnă că nu ești de acord. Ce facem așa? Păi, sunt de acord, am spus, sunt de acord. Da? Că nu e... Mă, am înțeles, da. Dar trebuie să semnăm și pentru ceilalți. Generațiile următoare, așa sunt. Nu ne vedem acum la deschidere pentru generații. Nici cu nume, nici cu acum să spun așa. Sunt de acord, dar nu mai merg. Adică nu mai merg. Părinte, dar aici am luat o hotărâre împreună, nu neapărat numai ca să semnez sau să nu semnez. Sunteți crecut acolo. Și dacă nu semnați, toată lumea va zice că Părintele Ioanice n-a semnat și deci nu este, nu trebuie să respectăm. Este dreptul nostru. Este dreptul destul, dar eu acum îl contest mult mai bine decât asta. Nu mai tot ăsta, cum îi spune. Nu am auzit până acum de un consiliu care este obligat cineva să fie sau nu. Băi, Părinte, e ascultarea, nu e ascultarea mea, e ascultarea Sfântului Calenic. Da, dacă conștiința te ține și nu te împaci cu le propuse, nu știu. Părinte, tăticule, tu ce încerci și semnează, nu mai mă fără de înțeleg că mă sărbășesc aici în fața oamenilor. Dar nu-i însemnează? Te rog, nu că nu e mai imposibil. De respect, da. Dar de ce să nu semnezi? Că asta doar e hotărârea, este tot respect. Respectul este bolul, este bolul care e semnătură. Și semnătura e bolul ăsta. Nu, pentru mine nu sunt de acord. Păi de ce să vedeți? APBS, asta e povestea. Păi nu e de acord cu hotărârea. Păi dar nu Sfinția ta m-a învățat acest lucru? Nu mi-ai spus mie de biserica din Vale. Nu judecai pe părintele Avrentie că se duce acolo. Nu mai te înțeleg deloc. Hai să fim serioși. Uite, toată lumea știe despre asta. De ce ești așa? De ce ești așa, Părinte? Ai fost până la ce? Ai fost un om, un stâlp aici și acum aveai dovadă ca să mă fac de rușine? Hai, să te rog frumos. Ce mai ești frumos, vin la masă, frumos, toți, la biserică, toți. Cei care mă vine să vină de acum. Și să spună și mie asfotul care... Nu mai, hai că discutăm după aceea. Părintele Ioanis are o problemă, că știi că anumite suflete care vin așa de apăsate, așa de... Da. Și trebuie să se ducă la Dumnezeu. Și ce trebuie să fie lucrul ăsta, Părinte? Câte oameni ați salvat acolo? Știți, așa să vă spun, Părinte Ioanis. Cum ați fost asta, cum ați zis dumneavoastră, că e ostru? Părintele, uite, pleacă la Atos. Acum, este întrerupt de mine, că am zis că să stea aici. Pleacă la Atos. Nu, asta este o problemă, că se duce la Bistrița, că-i faci. Când nu mai putea, și eu îi spun așa, părintele, când nu va mai putea, nu va mai mișca deloc. Până atunci, el blamește. Ce se... Se ne dă... Pentru conștiința nu spune Petru, da. Forțat? Ce să vă zic? Și cum mă spovedesc eu atunci? Ia ziceți. Spuneți că l-ați soldat. Ia ziceți. Adică ce? Uite, vă duceți acolo la părintele... Vă duceți la părintele Efrem acolo, la Vadopedu, să-l întrebați dacă ați făcut bine sau nu. El vă va ghici înainte de a duce la părintele. Da. Părinte,
am semnat de acolo, dar totuși conștiința nu. De ce ziceți așa? Acum, când am discutat de nenumărate ori să punem rânduia acolo și n-am făcut nimic, ce conștiință aveți? Acum, așa. Dacă totuși biserica se deschide, așa. Se deschide și așa. Una, dar măcar când vine cineva să așa. Spune. Bine, noi nu mai ducem la slugă, nu mai facem slugă acolo. Cum să pronunță la urmă că biserica e deschisă sau s-a închis definitiv? Părinte, n-am deschis acolo. Nu mai povară părinții să facă slujbe. Și niciun preot nu mai este ca asta. Așa am scris. Da. Păi să ne înțelege. Da. Eu n-am spus acolo că am luat, am trimis, nu am spus acolo că am luat acestea. Alea se iau pentru că nu mai slujești. Da. Și nimeni n-are voie. Uite că am spus aici, ca să nu creadă cineva că asta. Și iar de va fi, de este vreun preot de mir și va încălca acest legământ să fie în aceeași ostendă. Deci nu mai vine niciun preot. Că mi s-a spus că, vezi, Doamne, am adus nepotul, m-am adus duce. Nu mai vine nimeni. Și atunci biserica este acolo. Ca orice care biserica. Muzeu acum. Nu trebuie să faceți, să faceți asta. Numai asta e ideologia comunistă cu muzeele, părinte. Nu mai vorbiți așa. Care a spus dacă o vizităm politic, faceți vreo păcate. Nu e muzeu, este biserică, unde te închizi și așa mai departe, ca orice, ce în Grecia toate bisericile să slujesc în ele? În Grecia, uite, vă duceți acolo, toate bisericile, toate bisericile să slujesc, nu, te duci acolo, te închizi, e legat. Asta. Nu. Bine, deci mai avem aici, Ilarion, ai zis că nu? Da. Da, asta, Gervasie, unde este? Victorie, vrei să se vezi? Lăsați-mă să mă rog un pic și să... Să ne asum. Uite, fă-ți rugăciunea până terminăm și vezi tu-te. Nu acum, instant, așa. Nu, 2-3 zile să mă rog și eu. Este presiune, n-a vrea să vă ascult la timp, că lăsați cărțile aici și lăsați pe noi. Nu vreau să fii cocriși. Lăsați pe noi să hotărâm o zi două. Așa a spus în altă... O zi două? Așa a spus în altă... Nu, dar vreau să fie... Uite, lăsați cărțile aici. Deci, povestea este așa, două zile, dar să fie pozitiv, pentru că această hotărâre ne privește pe toți, să știți, deci, așa cum am zis, așa va fi. Așa va fi. Uite aici, așa va fi. Așa va fi. De ce nu vrei să fii? De ce? Peste puterea mea în această. Dar uite puterea ta ca să tot te duci de colo-colo. Nu duc. Am înțeles, asta pot. Dacă să oprești slujbele la o biserică, știi peste puterea. Părinte, nu oprești nicio slujbă. Faci aici slujbă. Te rogi aici. Păi nu problemă. La ce să de ce să nu stăm aici să slujim? Nu te-am oprit. Deci, iarăși încă o dată. Iarăși, hai să clarificăm povestea asta. Că Sfinția ta a rămas cu ceva fix. Că închidem biserica. Nu închidem biserica. Ne rugăm aici pentru femei. Și clar. Nu ne mai ducem acolo. Asta este să ne înțelegem. Deci, ne-ați înțeles, m-ați înțeles, că o să-i mă plec de aici și o să uvuiască, intervenim cu toate, o să urle toată lumea, că vezi, Doamne, am închis biserica. Nu am închis biserica. E bine așa, să nu ajungă cuvântul ăsta, că s-a înțeles. Acolo biserica este, noi avem datoria noastră sus, ne rugăm pentru voi acolo și atât tot. Am ținut povestea, de spovedit, vă spovedem la unul de tine, acolo, dacă vreți la ostrov, o să duce la acolo. Nimeni nu vă oprește să duce la ostrov. Doamne, ferește! Vă puteți duce la ostrov. Eu am zis de Sfântul Grigore ca să le faceți și Sfântul Vaslu. Dar vă puteți duce unul la ostrov. Deci ne-am înțeles? Vă duceți acolo, că am ținut cont și de povestea cu Părinte Victorin, că el se duce acolo la ta zi, la spovedi și așa tot. Și atunci a voastră acolo. Dar nu puteți duce la ostrov. Cine, oriunde ar fi. Dar nu aici. Aici este legământul Sfântului Calenic. Nu mai facem nicio dezlegare, Doamne, ferește și păzește. Păi ne ducem în fundul iadului și nu ne mai mântuim. Nu are cum să zicem, ne chinim toată viața și după aceea în loc să avem mântuire, avem o sânge. Da, bine, deci eu, fără părinții, eu mi-am pus sufletul pe tavă. M-am dugat la Sfântul Calenic între lume. Am ajuns la concluzia aceasta. Așadar, Sfințiile voastre, a semnat, dacă mai gândiți să mai semnați, rămâne aici documentul, eu o să fac o fotocopie
și o duc în altă asencitului ca să știe despre hotărârea noastră. Spune-ți la noi. Doamne ferește, îl punem pe Sfânta Masă. Înțelegeți? Îl punem pe Sfânta Masă, pentru că nu vă dați seama, părinților. Vreau să vă fac o... Vreau să vă spun o chestie foarte importantă. Este un fapt, este un timp istoric asta. Este un moment de istorie acesta. Reparație morală. Nu vă dați seama ce facem noi astăzi. Este un document istoric. Reparația morală a legământului Sfântului Părinte. Veți rămâne în milostivirea Sfântului Părinte. Reparație morală, Părinte. Și